Gongul bate din nou la Teatrul de Artă Deva. Mâine, de la ora 19, se va juca Hamlet de William Shakespeare în regia lui Sandu Grecu. Iar din distribuție fac parte mai mulți tineri actori, dar și cei cu o mai mare experiență. În total, 14 personaje vor oferi spectatorilor o seară memorabilă. Hamlet are parte de această dată de o distribuție nouă și potrivit regizorului Sandu Grecu. Acest spectacol reprezintă dimensiunea dintre libertate și captivitate, tăcere și revoltă, rezistență și înfrângere, trădare, dar și devotament, dragoste și perversitate, moralitate și imoralitate. Hamletul nostru este într-o zonă modernă, o zonă interesantă de așa un sincretism în care sunt prezente mai multe arte, începând de la muzică, dans, video, proiecții, imagini, actorie, toate într-o sferă compactă foarte bine gândită, care se numește Hamlet. Hamlet este universal. Hamlet poate fi jucat în orice spațiu, în orice timp, pentru că acolo este vorba de idei. Iar ideile sunt cele mai importante. Vă invit vineri ora 19 la Teatrul de Artă din Deva la Hamlet.